Iată că ne-a ajutat bunul Dumnezeu să ajungem să putem sărbători pentru 159-a oară miracolul numit Mica Unire, unirea dintre cele două provincii care a precedat până la urmă Mare Unire de la 1918. Astăzi, în 2018, prilej de festivism maxim, ne dăm cu cărămida tricolor în piept, suntem cei mai patrioți, cei mai adevărați, ne prindem în hore, savurăm plăcinte, recităm poezii, depunem coroane, depunem gerbe de flori, dansăm, cântăm cu voioșie, ne îmbătăm până la urmă, că cine știe ce se mai întâmplă, atâta festivism, atâta populism, suntem cei mai adevărați în anumite zile ale anului. Dacă ar fi după mine, că oricum nu se face nimic, într-un an aș renunța la tot festivismul ăsta și de 1 decembrie și de 24 ianuarie. Nu mai facem tonele alea de plăcinte, nu mai dăm vinul fiert, nu mai depunem gerbe, deși lumea merită, cei care au făcut unirea merită un gest de recunoștință. Le punem o garofă. Nu mai, da? Și din banii aia rămași facem ceva. Un darab de autostradă, un perete de spital. Eu cred că s-ar putea, numai de unde e bunăvoință, că trebuie să dai la popor un pahar de vin ca să se prindă în horă. Aveți grijă lângă cine vă prindeți. Dacă stați lângă Iohannis în horă, s-ar putea să vă calce pe picior și doare, că el are 48 la bocanc. Dacă stați lângă Căve și mare grijă, s-ar putea să vă întâlniți o mână cu cealaltă prin simbolul X-Factor cu o cătușă. Căve și la horei dedicată DNA-ului. Dacă stați la horă lângă Liviu Dragnea, să n-aveți pormoneu, că vi-l șutește de tot. Și la Cluj-Napoca, în această seară, primarul Emil Boc a anunțat că va fi cea mai mare horă care a fost vreodată de 24 ianuarie în Cluj-Napoca. Exceptând Caritasul, care a făcut tot Clujul o horă, sau să intre toți clujenii în horă, cred că asta va fi cea mai mare. Dar mi-e teamă că pe la 9 seara, când e preconizată hora asta, ardelenii cu ceva cocârți, să nu transformăm numai hora în spirală. Până atunci, trăiască România, sau cum spun versurile alea frumoase, iarba rea din hol de piară, că ciumege o fumară, vin la Milcov cu grăbire să-l secăm dintr-o sorbire și după ce a secat, săniuța am dat pe cap. Sănătate multă, la mulți ani românilor, oriunde v-ați afla. Nu că asta chiar e bună. Un elev de liceu din satul mare a fost filmat de un coleg în timp ce își rula o țigară la ora de geografie. Dar ce să faci la ora de geografie? Ce să mai înveți la geografie? Că nu mai avem industrie, nu mai avem fabrici. Or fi fost la capitolul ăla, țări exportatoare de tutun. Eu știu că aducem de la ucrainieni netimbrate. Avea omul marfă. S-a scuzat un pic elevul și a zis, zice, domne, eu îmi rulam țigara în timpul orei, dacă să-l acopăr pe colegul de bancă, el care încerca să ruleze prezervativul, ca șase elevi, se încurajează și se susțin unii pe alții. Își rula o țigară în timpul orei de geografie. Mai trebuie cuiva geografia, când toată lumea are GPS, să fim serioși. Săraca Andronească se chinuie acum să aducă îmbunătățiri legii învățământului, bacalaureat diferențiat, repetenția în clasa întâi. Păi, dracu, dacă avem o țigară, dacă avem tutun, rulăm și te-am pupat. Fumurile sunt mai bune decât școala. Elevul pragmatic. Zice, domnule, e frig afară, pauza e scurtă, îmi rulez țigara în clasă, o aprind în față la direcțiune și o fumez pe scări. Care e problema? Zice, nu mai am bani ca să-mi încarc aia să vapez. Recipientul ăla. Zici că-s marțieni, ați văzut cum? Vapează, vapează. Nu știu cât și-ar lua ITP-ul la plămân, dar mă rog, nu mai contează. Vorba românească. Om fi noi analfabet funcțional, dar suntem pragmatici. Elevul ce și-a zis? Șapca în cap, țigara în gură, sunt elev, mă doare în o zi frumoasă, fără fumuri. Bună dimineața și bine v-am găsit! Orice ar spune studiile, orice ar spune cercetătorii, mă bucur că și în această dimineață ne întâlnim. Un pic de frig e afară, așa că ne-am camuflat, ne-am luat jaca pe noi, ca să nu simțim vortexul polar. Optimism, asta vă doresc, de asta am intrat aici pe Facebook, să vă spun de dimineață, să aveți sus moralul, să vă încurajez cumva să fiți optimiști. Știți că astăzi este lunea albastră, Blue Monday, lunea albastră, cea mai deprimantă zi din an. De ce au zis cercetătorii că e cea mai deprimantă zi din an? Pentru că după 3 săptămâni de la începerea noului an, să termină partiurile, să termină
banii, să termină petrecerile, să termină concediile, să termină vacanțele, să termină. Apoi în România, în fiecare luni, putem să zicem că e o lună albastră. Și vinerea verde și tot așa ne colorăm viața. Cea mai deprimantă zi din an. Aceeași afric și mai îmi trimit prietenii care spun străinătate acum, își termină concediile, poze din Zanzibar. Domnule, Zanzibarul a devenit un fel de, nu știu cum să zic, un fel de loc de vacanță preferat, mai ales pentru ardeleni. Cum era pe vremuri Austria? Cum se duceau ardelenii noștri la schi în Austria? Cum merg în Zanzibar? Bine că nu schiază, că acolo sunt plus 30 de grade, apă frumoasă, mâncare bună. Merg în Zanzibar. I-am zis la soacră mea că zice, unde e în Zanzibar? Ea știe că este o trupă în Ungaria, Zanzibar, de pop rock, cu solista Rita. Nu, în Zanzibarul care l-a zemislit Freddie Mercury. Wow! Ce poți să vizitezi în Zanzibar? Colibele băștinașilor, casa memorială Freddie Mercury și tătie crâșmele. Zice că zanzibarezi ăștia sunt așa de... bio, protejează natura. Ce, Doamne ferește să mergi cu o pungă de plastic, cu un sac de plastic în Zanzibar, că îți dau ăștia o amendă de nu te vezi. Și că zanzibarezii sunt foarte calmi, foarte liniștiți, nu se grăbesc niciodată. Păi sunt un fel de ardeleni ai arhipelagului, unde mai pui că mănâncă și mămăligă. Deci, Zanzibar, pământ secuiesc. Mănâncă și mămăligă cu spanac. Acolo e cam greu să ții porceala, să ții carnea de porc la plus atâtea grade. Și așa că au trecut pe spanac. În alte ordine de idei, New York Times spune că în topul celor mai bune destinații pe care să le vizitezi în pandemie, spune că e bine să mergi și în Maramureșul istoric și pun o poză cu cimitirul vesel de la Săpânța. Mi se pare genial asta. Pe pandemie, ce să vizitezi? Cimitirul de la Săpânța. E vesel, da? E totuși cimitir. Inscripția aia o știți și voi? Sub această piatră grea, păi o cruce la cimitirul din Săpânța, sub această piatră grea, zace beata soacră mea. Încă un an de mai trăia, ziceam eu, și citea ea. Intrați pe link, acolo e mai cald. Pe celălalt canal discutăm și dezbatem mai multe. După ce ați dat share acestui friguros video, sus moralul, sus optimismul, pieptul înainte și capul sus, trecem și noi peste această zi de luni cam albastră. Depinde ce am băut și ce s-a bătut. Vă aștept dincolo, nu vă mai țin acest de povești. O zi faină, mulțumesc! Ce mai faceți? Tăte bune? Totul merge ca pe roate? Totul merge strună? Vorba lui Smiley, oficial ne merge bine? Bă, nebunesc când văd reclama aia la televizor, la Ursus și pe fundal sau de Smiley. Oficial îmi merge bine. Reclamă la bere Ursus. Berea Ursus, domnule, regele berii în România, să aibă drept protagonist în reclamă pe Smiley. Nu înțeleg. Acum, câți dintre bărbați, când doresc să bea o bere, zic, bă, pune un CD cu Smiley și hai să bea.